Ultima dată am făcut acest backpack și i-am dat upgrade la fier, însă din păcate nu mi-ajunge spațiul din el pentru câte lucruri găsesc în momentul în care plec în aventură, așa că astăzi de început îi voi da upgrade la gold și pe lângă asta voi mai crafta încă unul. Acestea fiind spuse, bine te-am găsit la un nou videoclip din seria noastră pe mod pe cool Prominence 2 RPG. Am făcut în partea asta două double chesturi, unde am lăsat toate lucrurile de ultima dată și aici se prăjește niște vită, iar până te las cu un mesaj de la partenerul nostru, voi pregăti tot ceea ce îmi trebuie pentru backpack. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. În primul rând vreau niște blank upgrade-uri și îmi trebuie 6 bucăți de piele, parcă le lăsasem, da, în partea asta. Și hai să te craftez, fill receipt, gata, îmi mai trebuie totuși încă un chest, atât, și dăm un standard backpack, ci lipsesc două backpack tank-uri, bine, se fac acum, așa, mai dăm încă unul, și îmi mai trebuie ceva lână care rămăsese în partea asta, gata, eventual chiar și un rosebush. De mai în față puțin, ouleu, s-a spawnat un creeper pe aici, nu-mi place, l-am văzut acolo pe dreapta. Unde erau rozbușurile alea? Aici erau? Da, ia uite-le. Am să te iau pe tine și m-am dus foarte repede la somn, nu mă bateți, nu mă bubuiți, vă rog frumos, chiar nu vreau, ia uite-l acolo cum stă. Însă, în drum spre casă, vreau să vă povestesc puțin, am găsit, bine, n-am ce face, ok, am lăsat în pace. Pe drum spre casă am găsit un Woodland Mansion, ceea ce e perfect pentru că astăzi merg să îl explorez puțin, eventual chiar fac rost de câteva toteme, asta ar fi cel mai ideal lucru. Repede veniți voi să dormiți aici, lăsați-mă vrem pace, dorm și eu liniștit în patul pe care eu mi l-am adus. Dar, în primul și în primul rând, rosebush-ul, două bucăți de colorant roșu, facem un sleeping bag, acum... Și ce se întâmplă în partea asta, dacă dau la backpack, am tot ce îmi trebuie. Gold, așa, o bucată lipsește? Da, mă, lipsește o bucată. Hai că o iau de aici. Și cred că îi pot da upgrade unuia la fier, da? Ăstuia nou. Gata, am rezolvat cu upgrade-urile. Fierul, îmi trebuie și mie o găleată totuși, că mi-am dat seama că nu am una după mine. Totemul ăsta, o Fillusion, nu mă ajută cu nimic momentan. Și voi începe punând acest smithing table pe jos. Două bucăți de piele, nu? Am două bucăți? Le am, nu le am, sau nu le văd eu. Le-am pus undeva? Păi, sunt două bucăți de piele de care am nevoie. Și nu sunt pe aici. Aoleo, ok, atunci dacă nu am, voi face rost pe drum. Și le upgradez eu când ajungem mai aproape de Woodland Mansion. Sticla o voi lăsa exact aici că e destul de importantă și Woodland Mansion-ul este în partea aceea la 1800 de blocuri. Până ajungem acolo pun un waystone fix aici și Honuzuve, ce e ăsta? Nu știu ce e ăla. Ăsta e Honuzuve, bază, gata, save waystone name și acum când îl deschid asta e baza, da? Voi pune unul acolo la Woodland Mansion și mă întorc. Criptă la 500 de blocuri, mă opresc și la cripta aia, nu-i problemă de război. Ia uite văcuțele, stai așa, văcuțele, una bucată văcuță, mamă ce sprint o luat, atât o bucată de piele, văcuța 2, bă, unde e văcuța 2, aici pe dreapta, îmi trebuie și de la tine o bucată de piele, nu fugi de mine, oriunde ai fugi, eu tot te găsesc, gata, mi-a dat încă o bucată, superb, și atunci... Cu astea două bucăți punem, unde e pielea? Una cu una și una. Atât, i-am dat upgrade la gold. Acum invers, upgrade la fier. Și, băi, pentru o secundă am crezut că s-a pus în capul meu. Îl am pe ăsta de fier, îl am pe ăsta de aur. Foarte bine. Ceva de lăsat prin ele? Nu. Sau poate las la tine câteva săgeți. Flascurile, upgrade-urile și suntem bine. Iau table-ul înapoi, îmi trebuie puțin apă și cam atât. Mă duc către cripta aia, văd exact care e treaba cu ea și după la Woodland Mansion, pentru că astăzi vreau câteva toteme ca să fiu sigur că nu voi muri în momentul în care merg în prison.
Și totuși am mai făcut rost de câteva chestii. Deci aș putea lua niște reward-uri. Da, lăsăm totul aici. Eventual chiar și pe tine te pot pune în partea aia. Restul itemelor e bine să le păstrez. Am două backpack-uri. Unul cu loot probabil, unul cu, nu știu, lucruri importante pe care să le țin la mine. Și acum încet și sigur către criptă, dar cam greu de mers pe aici. Așa, mă cațăr și eu. Însă un lucru foarte șmecher ce mi-ar plăcea să se întâmple ar fi să găsesc ceva artefact de cățărat. Ar fi extraordinar unul. Dar cine știe, poate astăzi cu puțin noroc prin acele cufere din Woodland Mansion, că mai mult ca sigur nu îs doar, cum se numesc, doar template-uri pe acolo, trebuie să fie și ceva loot ca lumea fiind Minecraft modat. Însă mi-e frică de pillager, cât de puternici vor fi, sper să nu mi-au bătaie groaznică. Dar cripta e acolo pe dreapta, la ea vreau să ajung întâi. Mai era ceva, mai e ceva în partea asta, nu cred că am fost să o explorez, dar vreau să ajung la Woodland Mansion și a, uite, pillagerii. Salut băieți, salut, bine, sănătoși și eu, foarte sănătos. Ajung până acolo sus, n-am treabă cu voi. Totuși îi nașpa că harta e plină de pillageri, dar în același timp pillagerii ăștia nu dropează nimic interesant, să spunem așa. Nici n-au un loot foarte wow pe acolo, deci ce mai probabil mă voi întoarce în prison. Și în partea aceea ar trebui să fie niște iteme ca lumea dacă am puțin noroc. Până la urmă, dacă nu mă înșeală memoria, de acolo am făcut rost și de Stormbringer-ul ăsta, care e o armă mult mai bună decât orice mi-aș putea crafta în momentul de față. Și sincer, într-un modpack de aventură, ăsta mi se pare cel mai important lucru, să nu-ți poți crafta itemele, să faci rost de ele. Pentru că dacă le craftezi, îți pică bonusuri aiurea, trebuie să te chinui. Dar dacă le găsești, pot avea lucruri chiar ca lumea. Bun, aici în interior văd că avem spawner de zombie și mamă câte chestii, pelican rubber ring, axolot rubber ring, ce asta? Arcane Spellblade am mai văzut, Golden Mace, ok, Mana Steel Ingot, asta e important. Cam atât? Cred că atât, nu? Sau mai este ceva cufere pe aici? Ia ziceți băieții. Ăla-i singurul cufăr? Da, aparent, ăla-i singurul cufăr de pe aici. Presupun că nu-i nimic pe sus. Nu, nimic în partea de sus. Păi atunci nu voi sta să mă bat cu voi. Dar, per total, loot mega shmaker ăsta pot să-l pun pe mine? Beach Party Set. Set bonus, Dolphin Grace. Deci dacă am Swimmer Helmet, și îmi dă Swim Speed when wearing. Ok, hai să pun loot-ul atunci aici. Și lucrurile care se stachează în partea asta. Am și niște ingături să fie primite. Aș vrea waystone-uri, sincer, cât mai multe. Unul l-am pus acasă, unul pun la Woodland Mansion-ul ăla. Dar cripta, pentru una pe care o găsești random, chiar a avut loot ca lumea. Nu mă așteptam să existe așa ceva, niște ringuri de-astea. Dar îs destul de șmechere că-mi dau swim speed. Dacă mă voi plimba prea mult prin apă, voi avea nevoie de ele. Și până la Woodland Mansion nu cred că mai găsesc ceva. Un copac din graveyard, pentru cei care știți modul. Am mai găsit ăștia. Drake să numesc. Par foarte friendly. Din Mythic Mobs. Ok, deci din modul ăla azi. Revenind totuși la graveyard. Este modul ăla cu esență. Și îs niște cripte destul de interesante cu spawnere. Probabil o să ajungem cu prima ocazie și pe acolo. Dar momentan, în ăsta am fost? Nu cred că am fost. Hai, coborârea și iau rapid de sus. Atât, hai, în partea asta. Am fost? N-am fost? Nu-mi dau seama. Ar trebui să pun o torță, cel puțin la intrare, ca să știu exact. Băi, în partea aia, uite, aici n-am fost, că nu îmi aduceam aminte. Da, aici totuși am plecat, băieți. Nu mă mai furați de mană. M-am dus, nu pierdem timpul. Mai avem încă 900 de metri. Deci dacă aveam un Uber era forță. Dar din păcate n-am știut să îmblânsesc grifonul ăla pe care l-am găsit. Așa că, ia uite-mi cum prison. Mergem frumos pe jos. Totuși grifonul cred că se îmblânzește normal cu niște iepure. Dar ce avem? Am luat ăsta. Deci un Ancient Scroll, Mana Berries. Le aruncăm toate, doar astea se păstrează, exact aici.
unde mai pot să le stachez. Așa, Woodland Mansion, încet și sigur, mai povestim puțin. Oricum, videoclipurile astea se filmează în avans, pentru că îmi place să mă joc mod pe costa. Chiar va fi o serie destul de lungă, indiferent de faptul că prinde mai bine sau mai rău. Voi continua seria și am pat la mine. Voi continua seria, iar un mic anunț pentru cei care au stat până acum. Sâmbătă și duminică de la ora 12 până la ora 3-4 voi face live. Nu cu această serie, veți vedea. Am o idee mega șmecheră care sper să vă placă. Ia uite că am ajuns și la copacul ăsta. Îi un băiețel acolo pe dreapta, dar ce mă interesează pe mine ar fi ceva loot care teoretic se găsește pe aici pe sus. Mai sus un pic, dăm toporul. Așa. Mai sus, mai sus. Trebuie să fie. Mai sus un pic. Mă, pe undeva trebuia să fie. Da, aparent. Ia uite. Deci e o urnă din asta și interiorul ei backstabbing 2. Cred că 2 era maxim, dacă nu mă înșală memoria. Deci mai ies urne din astea ascunse. Dar mai ies pe undeva pe aici? Nu. Ar mai trebui să fie, dar nu le-am văzut eu. Așa că am plecat. Ar fi fost o idee foarte bună să mai iau câteva torțe cu mine. Dar aia e. Aici cred că am spart și am lootat. N-am lootat din zona asta? Ia dăm repede ce e acolo. O sabie cu Bane of Arthropods 5. Ăsta, hai că dacă tot îs aici, uleo, ce lag. Dacă tot îs aici, măcar să-l deschid un pic. Și avem obsidian. Bine bre, hai, spargem obsidianul. Da, de îi ceva ca lumea acolo jos și nu stau să-l sparg degeaba. Dacă nu, am mai adunat două bucăți de obsidian. Și mai jos un pic, mai jos un pic. Hai mă, nu ăsta e centru? Ok, cufăr! Mamă, diamante! Dă-le aici pe toate. Deci astea din obsidian, din ce-mi dau seama, au loot ca lumea. Deci nu sunt chestii ce-mi vor folosi pe viitor. Și ia dă-mi aici niște cărbune ca să fac torțe. Că cel mai probabil voi avea nevoie prin acel Woodland Mansion. Dă și de aici câteva bucățele, mă bag la somn, iar dis de dimineață, înapoi la drum. Gata, te-am rezolvat pe tine. În ăsta ar trebui să pot lăsa. Da, ia uite, avem aici frumos și niște diamante. Pot acum să-ți dau upgrade la diamant, niște obsidian și cărticica asta vine dincolo. Un pic de somn, că se spawnează o grămadă de mobi și nu vreau să dau de ei. Honuzeva has been discovered. În momentul în care am deschis acolo, mi-aduc aminte cu waystone-ul ăla. Încă 500 de metri, ajung imediat. Și cred că pot scoate cripta aia albastră, dar o să mă ocup de waypoint-uri după ce încheiem și noi acest videoclip. Oricum mai avem, vor fi clipuri de o oră și în mare parte de acum înainte vreau ca toate videoclipurile să fie puțin mai lungi. Acum sunt foarte curios să-mi lăsați în secțiunea de comentarii vouă cum vi se pare treaba asta. Vreți în continuare videoclipuri lungi sau vă plăceau cele de dinainte mai scurte, mai compacte, ca să spun așa? Sunt foarte curios să-mi spuneți părerea voastră și dacă aveți ceva subiecte pe care vreți să le dezbatem în următoarele videoclipuri, de ce nu mai povestim un pic în timp ce mă plimb dintr-o parte în cealaltă. Hai că am ajuns, 200 de blocuri, imediat. Opa, pot să-mi fac și un prieten pe acolo. Da, n-aș face asta. Că s-ar putea să moară prin Woodland Mansion și nu sună atât de bine. Da, am ajuns la el. Am fost lângă, de asta mi-o pus și waypoint-ul lângă. Gata, am luat mâncarea. Ar merge măr de aur. Am la mine? Da, am mărul de aur pregătit. Și la bătaie cu toți băieții ăștia grei. Totuși, stai așa. Deci, dacă tai un copac din ăsta, ar trebui să-mi dea 20 de bucăți de plank-uri. Hai, dă-le aici. Nu de alta, dar e bine să ai blocuri cu tine în momentul în care intri pe aici. Și ia ziceți băieții, unde e intrarea? Pe dreapta, pe stânga, văd și niște creeperi. Aia nu-mi place. Hai mai în față un pic. Dar cât de bine arată, deci cât de bine arată Woodland Mansion-ul ăsta, așa cu Dark Oak și Oak plank-uri. Decât cu piatră, băi, de 100 de ori mai bine.
Ia uite că avem și niște văcuțe pe aici, niște sunlicheni, iar aici este intrarea. Bun, cine ne așteaptă la intrare? Nimeni momentan. Ba uite, un păianjen, un păjanjen. Sar tu că te bat eu. Torțe, foarte important, ca să nu se mai spawneze o tonă de băieți din ăștia. Cineva ești pe dreapta? Un witch, ai, ai, ai. Fugi un pic, vine witch-ul. Hai, witch-ule. Văd că avem witch și sus. Dar până una alta, eu-s curios să trag în ea. Hai, da. Da, să nu-mi dea poison. Că dacă îmi dă poison, pierdem cam foarte mult timp. Câte săgeți, bă, trebuie să trag în tine. Ui la ea. Ui la ea, bine că mi-a dat slowness. Cât mai... Uai, și poison. Cât m-am chinuit eu să nu-mi dea poison și fix poison mi-a dat. Na, witch pupil, mulțumesc frumos. Dar măcar nu mi-a dat poison lung. Uite ceva în zona asta? Uite ceva cameră. Da, e o cameră ascunsă. Și un topor, Iron X, dă-l aici, fără minus durabilitate, fără minus reach, Doamne ajută. Bine, teoretic, itemele care arată așa, ca toporul, sunt destul de bune pentru că n-au niciun minus, adică au doar plusuri. Aoleo, aoleo, du-te de aici, stai la distanță. Sunt practic itemele normale pe care tu le poți crafta în Minecraft. Gata, l-am făcut pe ăsta, cufărul de acolo de sus, o, ăsta ce-i, energy flow, mi s-a părut că aud pe unul care să mă atace. Atât, template-ul, music disc-ul, gunpowder și atât. Atât, atât, astea sunt o tonă de cufere pe care aș vrea să le iau. Că, a, au ceva în ele? Bă, toate au ceva, oh, damn, nu cred. Nu cred că toate astea au ceva în ele. Aproape toate. Nu, asta da. Asta da, hai. Le deschid așa încet. Dă-mi săgeți. Mamă, câte săgeți sunt pe aici. Săgeți, gunpowder. De toate pentru toți. Un runic tablet. Pâine. Văd că am activat un pic pe băieți. Pe partea cealaltă. Dar ce vreau eu să las aici? A, nu merge să le... Ok, deci trebuie să fac o schemă. Să scot totul din astea. Și acum nici gol nu merge? Nu, aia da, nașpa. Hai că le golesc eu, nu-i problemă. După aia văd care-s bune, care nu-s bune. Dar important e să nu mă car cu atâtea chestii după mine. E dezastru, dă și music disc-ul. Tableta din coace, gunpowder-ul la fel. Name tag-ul, pupila aia și emeraldul. Cam atât. O să-mi păstrez numai un quiver. Și da, atât, un quiver ar trebui să ajungă. Energy floppy disc-ul ăla. Mai sus, ce aveți băieții sus de tot? Na, asta nu mă așteptam. Să fie tot loot în astea. Da, cred că atât. Am luat tot ce-a fost ca lumea. În restul, dacă mai aveți săgeți, să știți că eu nu mai stau să le iau. Uite, o tabletă din asta. Un gold claymore, 7.2 attack damage, aia da, e șmecher, ăla că n-are nicio problemă, gold halebard, dacă n-ar fi avut ăla, hai că furăm și noi, gata, am rezolvat, mai dă niște săgeți, tableta și gata, am, nu știu de ce am luat atâtea săgeți, dar să fie acolo, ia uite. Avem cu Paralyzed, Instant Damage, Frostbite. Dar-s bune, deci n-am ce să mă plâng. Sunt foarte bune săgețile astea. Acum, mai departe, îmi trebuie doar un Totem of Undying. După aia mă plimb pe aici ca la mine acasă. Așa, te-ai dus, că te-am prins la colț. Ce drept îmi place când îi plimb pe ăștia. Uleo, du-te nenicule. Du-te nenicule. Sper că nu-mi cape pe ușă. Uai. Stai că trage din partea aia. Bun, nu mai trage, bă. Teoretic, pot sta aici
și să trag în el. No, la asta nu mă așteptam. Bine că l-am prins în acea cameră, pentru că altfel era dezastru cu el. Mai am 19 săgeți. Câtă viață mai ai cu metre? A, mai ai viață. Aoleu, de-aia zic. Dă ca lumea. Ceva cu instant damage ar fi mers. Deci, te bate-o de la distanță, mai greu, dar revenim noi mâine, când reușesc să-l bat. Că la bucățile pe care le dă. Bun. Deci dăm așa. Ok, poți să tragi. Bun. Hai mai aproape. Hai să trăt o schemă. Bine că nu mai e altcineva pe acolo. Încă un pic. Ei, tragi tu. Trage el, dar prin perete și nu în mine. Aoleu, m-a nimerit. Cu slowness cu alea. Încă un pic. Trece slowness-ul. Și i-am dat ăla. Mai e ceva pe aici? Nu mai e nimic pe aici. Dar ar trebui să-i pot lua bucățile astea. Dăm și capul. Dă tot ce aici, șefule. Totul mie-mi convine. Ia uite cum se adună Mutant Skeleton. Deci avem și mob mutanți, ceea ce înseamnă că dacă prind un creeper mutant pe sub pământ, îi jale. Îi jale mare. Denota treaba asta pentru când voi merge pe sub pământ. Nu știu, un pattern din ăsta foarte interesant pe care îl am în momentul în care joc mod pe cur de aventură. Ajung foarte greu prin peșteri. Îmi place super mult pe la suprafață, încă prin peșteri nu prea ajung. Ajung foarte târziu. Ceva după ăsta? Ceva bine, ceva interesant după ăsta? Nu. Păi numai zona de afară. Teoretic ar trebui... Ia uite-l pe ăla. Hai, prietene. Hai încoace. Nu vrei la bătaie? În partea aia, dar va fi destul de greu să merg fără să-mi iau damage. Voi merge eu până la urmă. Da, gata, l-am făcut pe băiat. Mă regenerez imediat. Ce avem noi aici? Au destul de mulți pillageri. Camera asta? Nimeni nimic. Bun. Nimeni nimic, dar ar trebui să fie un bloc de lapis. Sper eu totuși că nu e un simplu bloc de lapis. Aici încăpățâna lui. Ba, e un simplu bloc de lapis. Dacă îl sparg, aia a fost. Am zis că poate mai băgat ei câte ceva. Pe aici, da? Cu grijă și cu atenție. Că pot face dreapta, stânga și direct între băieții aia grei. Deci ok, chide. Momentan nimic. Stai. Schema era în felul următor. Așa. Așa, acolo e cufărul. Bun. Mă duc direct la cufăr. Holy! Citrine Ring, Fire Orb, dă-mi armor trim-ul ăla, Pink Color Module, un hou de... Ops, stai, să lasă astea. Un hou și Fire Orb-ul, nu știu, mă ajută cu ceva? Nu mă ajută? Ia-l acolo cât de cât. Și atunci, voi lăsa astea. Voi lăsa ce mi-o da mutantul. Și asta... Equipping the ring trinket slot, healing power, lightning spell power. Măi, mulțumesc, dar nu mă tare ajută. Aia e problema cea mai mare. Fire orb aici. Și cam asta a fost. Bă, dar e plin de mobi. Deci e dezastru cu mobi pe aici. Sper că nu a venit totuși niciunul după mine. Am ce mă bate. Cred că întregul video chiar ne și lungim un pic. Pune-i ba pe toți ăștia. Ce aici? Aici să lei. Nu mă ajută dacă le dau drumul, așa că îi voi lăsa acolo. Pe dreapta, da? Ok, astea scările. Sau e numai o cameră? Da, e numai o cameră normală, bun. Mergem atunci la etaj. Ar fi fost super dacă făceam rost de mai mult cărbune. Dar asta este, mă bucură faptul că am rezolvat parterul. Dacă mă pun aici, pot dormi? Da, pot dormi, mă mir, aoleu. Ah, nu mă atac, l-am văzut pe ăla acolo sus. Bun, am rezolvat cu astea. Dă-mi o... atâta, să poate, o torță. Las-o acolo. Emeraldul aici.
și venisem din zona asta, nu? Zona asta, fac dreapta și păscări în sus. Aoleu! O coborât el. Mir că nu mai ia la bătaie, acum mai ia la bătaie. Gata, l-am făcut. Cine-i sus? Aoleu, nenicule! Fugi, fugi, fugi în partea asta. Și acum una, două, trei. Nu, 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 nu. Că dacă bubuiul ăla va fi nașpa. Bun. Așa. Hai că ne batem noi așa încetoc. Cu toată lumea. Gata, l-au luat foc. Nu exploda. Că facem urât. Gata, l-am bătut pe ăla. Stay dead. Ce faceți băieți? Bine, sănătoși? Hai, încă un pic, încă un pic. Mor și tu. Deci erau acolo 200 de bucăți de vindicatori. Mai e careva? Da, ia uite. Salut! Hai și tu. Ăla de pe stânga. Da, 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 tu ăla de pe stânga. Ia uite-i cum vin. 3 bucăți vindicator. Să te bați cu ăștia toți deodată, plus ceilalți care mai erau, plus cine mă mai așteaptă la ușă. Nu l-am bătaie instant, n-aveam ce discuta cu ei. Deci 5 topoare pe tine, scutul nu funcționează la topoarele de fier. Nu dropați și voi topoarele alea șmechere, ia ziceți. Ăștia văd că nu dropat mai nimic. A fost numai așa să fie. Gata, am rezolvat. Și cine mai e pe la intrare? Nimeni pe stânga, nimeni pe dreapta, cine-i sus? Mai ies încă 2, dar pe ăștia 2 nu mă mai chinui. Să-i bat într-un mod foarte special. Ah, văd că are manevre din astea evazive. Încă 2 lovituri. Și gata, s-a dus. Prietenul meu de sus, zombalău. Zombalău Gusti. Aoleu, un vindicator acolo. Un zombalău dincolo. Bine că mi-am luat sabia asta. Cu attack speed mai mare un pic. Că dacă aveam un item fără attack speed bun, nu că am luat bătaie. Chiar și așa era bine să luminez puțin pe acolo. În direcția aia. În direcția aia sunt toți aia șmecheri. Deci, te văd. Fii atent. Eu trag în tine, tu vii către mine. Nu e un deal bun? Aoleu. M-a văzut ăla. De fapt, privind partea bună, nu m-a văzut ăla. Și acum, săgeți, da? Paralyzed. Dacă trag cu săgeata asta de paralyzed, se mișcă? Nu se poate mișca. Cineva pe stânga? Nimeni. Bun, teoretic, da, ia uite. Mamă, ce bune săgețile astea. Bă, dar îi dau cu paralyzed. De ce nu moare? Am rămas fără. Sar pe el. Sar pe el, nu mai spawnă nimic. Gata. Fugi. Fugi, 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 bookshelf, furi, grămadă. Dar l-am făcut pe ăsta. Și după ce l-am făcut, punem totemul în slotul de totem, nici nu știu. Nu pot. Trebuie neapărat să-l țin în mână? Da, trebuie neapărat cu el în mână. Atunci așa facem, stau cu totemul. Și de la textură nu se vede, că mai e schema. Cineva pe aici printre astea? Nu, nimeni. Dar îi unul sus care tot spawnează vechi. Asta e partea cea mai proastă. Ia, a, nu-i sus, nu-i sus. Uai. Deci, pântuneric, mă bat cu ei. Și dacă sparg totemul, important e să-l omor pe ăsta, care în continuu spawnează vechi. Gata, gata, pa băieți, să fiți sănătoși. M-am dus. Am rezolvat. Aoleu, stai, mai e încă unul? Cred că mai e încă unul. Da, ia uite, văd acolo atacurile. Dar e unul la etaj. În teorie, dacă am să fug pe aici, e totul lejer, da? Am scăpat de el. Nu mai dă cu atacurile alea. Nu, trebuie să fug un pic mai departe de el. Bine, șeful, fugim un pic mai departe. Dar aici, că se vede pe hartă, nu mai dă nimic. Ba mă, încă ăla dă cu atacuri. Ești nebun? Ești, trebuie să descarc ceancul în care e el? Cred că da. Ca să nu mai dea acolo cu atacuri. Vine Vex-ul? Da, ia uite. Vrea el, vor ei, dar își dau seama că n-are niciun sens. Waystone nu l-am pus. Era o idee bună. Fix în zona asta. Dacă tot vin băieții, oricum mor ei imediat. Jimaloba. Las că știu eu că Jimaloba e locul ăsta. Și atunci, am de urcat la următorul etaj.
unde voi bate cumva încă un șmecher de ăsta. Ia pune-l ăla acolo. Deci eram pe dreapta, da? Eram pe dreapta și pe undeva pe aici prin camerele astea. Cred că îi. Pe stânga? Că l-aud pe șoloban aici pe stânga. Nu, e un vindicator. Pe care ori îl bat rapid, ori mă bate el. Deci am văzut ceva acolo pe dreapta. Tu ești, mă. În care cameră îi? Zi repede. Zi repede unde e șeful tău. Ăla care tot spawnează urâți din ăștia. Nu știu, deci din 1-20 cam așa se întâmplă bug-ul ăsta. De tot apar. Aoleu, ce-i ăsta? Uai, ce-i ăsta? Un ciupacabra. Ciupacabra și nu moare? Băi, care e faza cu ciupacabra? Teoretic, nu-i bine cu ciupacabra ăsta. Hai, coboară, coboară. Nu, lasă-mă să cobor. Uai, dezastru. Pe lângă că mai e și ăsta la alt. O avem și pe ciupacabra. Gata, dăm din cufăr. Așa, projectile protection, royal longbow. Dezastru cu el. Aoleu, aoleu, dispar, bă. Cred că am de fugit de aici, din păcate. Care dai, mă? Mamă, dezastru. Nu înțeleg de ce nu moare ciupacabra asta. Din cauza că e la întun... Uai, ce îmi dă? Deci îmi dă de toți bani. Ia uite-l pe șobolan. Acolo-i, dar mă bate ciupacabra asta. Oare dacă îl duc la lumină, ia foc și moare? Nu știu. Nu moare. Deci cum facem cu ciupacabra? Aoleu, dai de unul, scap de unul, dai de altul. Hai, vrei încoace. Ia uite cum atacă. Bine că acum am atat și pe mine. Deci, dacă îl bag în apă... Bă, da, a, n-apă să cam blochează prietenul meu. Hai că-i fac eu schema ț. Deci, scap de el. Dar nu înțeleg de ce își dă revive de fiecare dată când îl lovesc. Care e faza cu ciupacabra ăsta? Teoretic el se duce în direcția aialaltă. Și dacă mă lasă pe mine în pace, mă duc să arăt cine e șeful la șmecherul ăla de sus. Că l-am văzut pe șmecherescu și vrea să mă bată pe mine. Stai, mă, că eu n-am treabă cu tine. Am treabă cu șmecherescul ăsta de aici. Că aici l-am văzut. Ia zi, mă, unde ești? Unde ești, bă? Ia uite-l acolo. Da, îs doi. Doi șmecherescu. Și avem și creeper. Asta e cea mai mare problemă. Uai, plecați de aici, plecați de aici. A murit ăla? Cred că a murit. Cumva o-i fi făcut eu rost de la el. Deci îmi trebuie mie. Stai să vezi cum se sparge ăla. Nu spargem totemul? Dacă nu sparg un totem în partea asta, sunt șeful. Șeful, că n-am spart totemul. Du-te! Gata, am rezolvat. 4 toteme pe aici, nu mai are niciun sens. Mă duc pe viteză. Am scăpat de aia. Ia uite, uite totemele. Băi, nu mai dați când spargeți armura. Sus aici, e ceva? A, nu mai trebuie să fie. Aici îs vindicator aici. Nu mă ajută cu nimic. Care ești, mă? Bă, unde e ăla? Zi tu. Zi rapid. Unde-i evokerul care dă în continuare în mine că m-am să... Ia uite-l. Ia uite-l. Aoleu, nu-i bine că mi-o spart armura. Ce, mă, ești mecher? Nu mai ești mecher, gata. Am scăpat de tine. Uai. Nu mai scăpăm de el. Deci, teoretic... Așa. Dă-i. Și fără armură, bine, două toteme în mână, ce-i drept. Moare ăsta, moare celălalt. Și acum, aici pe dreapta, să te bat pe tine. Tu ești ultimul care trebuie rezolvat. Cat. Full toteme, băiatul șmecher. I-am bătut pe toți. Acum, practic, doar l-a furat. Dacă mai avem ceva de furat, dar nu cred. Că nu mai e scufere pe aici. Câte toteme? 3 cu ăsta din mână, 4, cred că mai am vreo unul pe aici, nu? 4 toteme în total? 4 toteme, dar măcar n-am spart niciunul, eu sunt fericit pentru treaba asta. Aici, cred că era ceva bloc în capul lui, dar nu mă interesează nimic din ce mai au băieții ăștia să-mi ofere. Îs doi vindicatori, să fiți sănătoși, eu am plecat. Ceva cufere? Prin părțile astea, nu cred că e un cufăr ascuns sau așa. Deci, m-am dus. Mă bag totuși la somn. Ar fi o idee bună.
Aici am vrut eu, dar e plin de scheleți, am bătut și un schelet mutant. Deci, per total, eu sunt fericit cu tot ce am făcut pe aici. Dar ar trebui să mă bag la somn și, eventual, mă voi teleporta până acasă pentru a-mi face un alt set de armură. Nu de alta, dar nu mai am armură și nu cred că am la mine destul fier ca să-mi craftez una. Fier, da, 5 bucăți de fier, ăla-i, suntem bine. Totuși, în partea aia altă era waystone-ul. Hai să-mi iau la mine astea aici, asta jos. Mă duc să-mi craftez o armură, e imposibil fără armură prin părțile astea. Nu fie de fier, vai mama ei, da, e bună. Și am făcut rost de 4 toteme. Ăla, ce să vrei mai mult decât astea 4 toteme? Cred că voi scoate și waypoint-ul de la lei, cam în zona asta, la intrare, waystone-ul. Și atunci pot veni ori de câte ori am nevoie. Waystone-ul era undeva pe aici pe piatră, nu? Chupacabra s-o fi despawnat. Doamne ajută să fi despawnat animalul ăla. Că se regenerează, altfel îl băteam destul de lejer. Deci înapoi la bază. Mi-a luat ceva? Cred că nu mi-a luat nici măcar un nivel, ceea ce ar fi superb. Iar în zona asta, îmi pune vreo 2 toteme. Nu cred că trebuie să stau la mine cu 1 toteme. Așa că pe unul voi lăsa în partea asta. Facem un pic de ordine. 10 diamante. Dacă am 10 diamante, știu eu ce fac cu ele. Mă voi ocupa de upgrade-uri. Ia zi, prietene, multe săgeți. Săgeți pe care probabil le voi arunca aici, că ăsta e de chestii random. Ce mai avem? Mai avem astea, pune-le acolo. Lucruri random, da? Tot ce e random, o să mă mai ocup eu de ele. Sabia aia nu mă ajută momentan. Lasă-le și pe astea. Gata, ca să golim puțin. Și după ce am golit, îmi trebuie ceva gold ca să-i dau upgrade la ăla și diamante. Deci, dăm emeraldele înapoi. Astea să duc acolo. Altceva. Atâta, cred că. Ar trebui să fie bine. Peste un stack de emeralde. Superb. Dă aici. Că mă interesează totuși de câteva torțe. Fierul. Și aur pentru 8 bucăți. Deci, teoretic, dacă fac asta, e un upgrade și dacă fac asta, e încă un upgrade. Ceva piele? Ar trebui să am aruncat aici random. N-am aruncat aici random, dar fac eu rost în momentul în care mă teleportez. Le las și pe astea, o grămadă de oase. Și armură, da? Cel mai important, dă-mi un chest plate, dă-mi o pereche de pantaloni, buți și cască. Durabilitate, ok, nimic ce să-mi dea. Aoleo, chest plate-ul îmi dă minus la viață, ceea ce e nașpa. Așa că mai craftez unul, scurt pe 2. Ăsta îmi dă plus, ceea ce e superb. Gata, am rezolvat. O să păstrez fierul la mine, că aparent ăsta e mega important. Săgețile, ce săgeți mai avem pe aici? Am ceva mai multe? Nu, n-am nimic. Când vine vorba de mai multe de un fel. Așa că rămânem mai păsărăchii un pic. Dăm hay bale-urile, că mai am în partea asta câteva, fac pâinică și pot pleca înapoi. Mai fac rost și de niște piatră și o piatră piele, aici pe partea dreaptă, înapoi, cost 1, m-a costat un nivel. Ia waystone-ul cu mine, să mă pot întoarce acasă în caz de ceva. Și piele, mă bucur că nu vă omorât chupacabra pe toate. Îmi trebuie 2 bucăți de piele dacă îmi dai. Ok, și mâncarea e bună. Mai în față. Mai ies câteva văcuțe. Și atunci vă pot omorâ. Bine, astea nu sunt neapărat văcuțe, că-s văcuțe din alea mai șmechere. Ia uite, mi-a dat asta. Mai multe. Și atunci, începem în felul următor. Una bucată upgrade, una bucată de asta, una bucată de asta. Asta vine pe centru. Una bucată asta, una bucată asta. Gata, le-am rezolvat. Ăsta e de gold, ăsta e de diamant, Doamne ajută, nu de alta, dar îmi trebuie spațiu, grămadă. Văcuțe și văzusem ceva aici pe partea stângă, nu-mi dau seama ce, și acolo e ceva din cupru. Exact, asta au fost numele, să fie ceva din cupru. Era o construcție, un fel de, cred că, intrare, un fel de spawner, nu-mi dau seama.
Dar care e faza cu zona asta? Ah, exact ca... Înseamnă că am mai fost. Hai că pot să cobor lejer. Că era loot bun într-un outpost de genul. Numai să... Nu găsesc... Un mob din ăla mega puternic. Cum a fost mai devreme Chupacabra. Care să-mi dea de toți banii. Așa că închidem pe aici. Și le iau pe rând, da? Deci în partea asta numai un brewing stand în care chiar aș putea face niște poțiuni. Aici nimic. Bă, dar n-aveți și voi acolo, cum să zic, n-aveți și voi prin părțile astea nimic? Adică așa un cufor, uite cum e asta, mulțumesc de cărbune, chiar nu mă ajută cu nimic. Dar mai jos un pic ar trebui să pot coborâ. Mamă, ce mare e asta. Ăsta chiar e mare față de celălalt în care am intrat. Așa, s-a închis. Deci care e faza cu cuferele astea? Niciunul până acum să... Azi, un fel de morminte oare? Mă rog, nu mă interesează. Deschide-le. Looting 1. Multe oase. Da, nici de oase nu duci lipsă pe Minecraft modat. Asta e partea bună. Nici de name tag-uri. E ceva imposibil să duci lipsă de oase și de name tag-uri pe mod pe curile de aventură. În partea asta dă cărbunele. Ce e acolo? Trebuie să mă... Cel puțin nu văd pe nimeni. Asta e partea bună. Pe hartă. Care m-ar putea ataca. Încolo pot să mai cobor. Ce se întâmplă? Pâinică, dă-o aici. Punem și o torță. Hai că outposturile astea sunt forță. Am găsit și o hartă, fix lângă bază. Era o tavernă. Și acolo, de fapt de acolo, am luat o hartă către ceva numit Miner's Outpost într-un Badlands. Că zice Badlands Miner Outpost. Și atunci vom merge și pe acolo, dar cu altă ocazie, că e departe în sud și momentan nu-i momentul să o iau spre sud. Ce am făcut rost aici? O grămadă de oase. Voi lua și ața asta să fie acolo. Pe aici ceva interesant? Nu, absolut nimic. Deci se poate continua în atât de multe feluri. Mai jos. Mai jos văd că se închide. Bine, atunci dacă se închide mai jos, lutăm totul de pe aici. Camera asta goală, nu? Da. Și plec. Plec că nu prea mai e nimic interesant. Acolo e doar o cameră mare și nimic. De ce mă uit? Aoleu. Pot să mai cobor? A, direct în granit, atunci nu mai coborăm în partea aia. Asta e partea interesantă, că sunt foarte multe lucruri. Sunt foarte multe lucruri și să mai pot întâmpla să fie mobi, sau mă rog, boși, dar îs numai scheleții lor, sau mă rog, scheletul lor. Și o să fiu la modul, bă, nu-i nimic acolo. Intru, bam, mare bucată ce primesc. Am mai pățit treburi din astea și nu prea vreau. Acum, care e faza cu acea construcție din cupru? Oule, capibara! Bă, băiatule! Capibara, capibara! Ați și voi cum o dat din fund? Direct, bam, și-o etalat acolo poponețul. Bine, lăsăm capibara și mergem către construcția aceea de cupru. Altceva nu cred că am mai găsit totuși prin părțile astea. Taraba aia de pillager, nici măcar tabără. Bă, lăsați-mă că nu vreau să vă fur din tarabă. Chiar nu mă ajută cu nimic. Dar vreau să pun bărcuța asta, că mă ajută și îmi place cum se vede pălăria de fermier. Să fie și acolo. Acum am ajuns. Dă aici. Și pot merge liniștit acolo în față, da? Deci mai trebuie să trec totuși chiar un pic peste râul ăsta, de fapt ăsta, bine, pe cealaltă parte, că mai îi. Pare să fie ceva templu, plus minus, ca un fel de piramidă, dar aflu eu imediat când ajung acolo. Per total arată interesant, dar nu știu care e faza cu ea. Îi vreau intra... Uleu. A, e o intrare într-o mină abandonată, dar e cam mică intrarea. Acolo se oprește mina, aparent. Iar pe hartă aș putea merge către nord.
așa pe apă. Sau mă pot duce către casă și dăm o tură spre sud. M-am întors acasă pentru a goli ambele ghiozdane, iar acum, după ce iau acest Badlands Miner Outpost Map, voi merge către sud-vest, da, în partea aia, puțin spre vest și foarte mult către sud, pentru că e o direcție pe care n-am explorat-o și unde chiar aș vrea să merg. Poate, poate, prin Badlands găsesc mult mai multe lucruri ca lumea și exact asta mă interesează. În jos, numai ocean, deci ar trebui să ajung destul de repede și poate mai găsesc ceva temple, ceva oceane, cine știe, și oceane, aoleo, ceva temple, ceva monumente prin oceanul ăsta. Dacă nu, măcar bărcuța asta de aici, pe care am tot întâlnit-o, o grămadă de mob pe sub apă și dacă merg spre dreapta, sper că găsesc pământ cât mai repede. Dacă nu, oricum, mă voi plimba off-camera și data viitoare începem videoclipuri direct de la acel outpost. Sper totuși să merite câteva mii de blocuri de mers, ah, ok, sunt niște peștișori pe aici. Revenind, sper totuși să merite câteva mii de blocuri pentru această hartă. Acolo e ceva, da, ceva raft. Ia uite, aș putea dormi în zona asta. Și pe hartă, momentan nimic. Dar, care e faza cu voi aici? Ia uite, atât. Un butoi în zona aia. Mamă, silver, fier. Și o căscuță cu durabilitate. Refined iron ingot și obsidian. Am înțeles, dăm și niște pâinică. Un spell tome. Dacă mă apropii de ăsta, stai așa, atât, o să iau pe tine și cred că atât, să nu l-aș lua pentru că are minus 2 rici, îi mai nașpa un pic, dar hai, la somnic și dis de dimineață îmi voi continua aventura pe mare. Deja e ziua 19? Mamă, au trecut foarte repede zilele, dar până una alta, hai să aruncăm aici tot ce de aruncat, speltomul ăla, și niște cărbune, gata. Hai cu borcuța, dăm un pic în spate, bip, 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 și am plecat. Numai să nu mă lovesc de toate. Deci, în direcția aceea, da, pe diagonală, mergem și sper să găsesc cât mai repede ceva pământ. Am mers destul înspre vest, acum doar spre sud, pentru a ajunge... Salut, pentru a ajunge la acest outpost. Totuși, în partea asta, ia uite-l, dita mai, templul din Dark Oak. Aule, am auzit ceva. E aici ceva minecart. Care-i faza cu minecartul ăla? Deci, dacă le pun pe toate trei, se deschide ceva? Nu, chiar nu-mi dau seama. Stai așa, pe shift. Și mă duc eu în partea asta. Gata, s-a deschis ceva acum. Mai mult ca sigur s-o deschis ce mă interesează pe mine. Sau sus. Băieți, ați deschis ceva pe undeva? La cufere? Mai sus. Nu, mai sus clar nu-i nimic. Atunci voi sparge tot ăsta în căutare de cufere. Bam. Aici e ceva. Ia uite mă cum se ascunde ăsta. Și era aici în spate? Da, e o ușă din asta șmecheră. Lasă că lutez eu tot frumos, Wild Armor Trim, în partea asta, Refined Iron, Iron Mace, holy, câteva bombe, Gold Ring, dă-le aici și nu mă interesează la Bamboo Spikes, dă-le să fie, altceva, mai e vreun cufăr prin părțile astea, nu, apare numai niciun cufăr și după ce sparg dispenserul ăsta, opa, Glacial Gladius, dar aparent nu mă ajută momentan cu nimic. Angler's Hat, foarte bine. Și acum să mă ocup Jad. Ok, upgrade de Jad. Dar până una alta, lasă totul acolo. Iron Mace-ul ăsta are 7,7 attack damage, ăsta 6,3. Trebuie să le testez. Și am văzut afară cineva pe care le-aș putea testa. Dar până una alta, lasă totul acolo. Și încet peste, nu știu exact cum ar trebui să intre aici, dar hai de sus. Și unde ești, prietene? Ia zi, că te aud. Kobold, a, ăsta-i prieten. Aoleo, nu bă, dă-l înapoi. Așa, gata.
Deci, keep your friends close and your enemies closer. Bă, nu mă fura, stai așa. Eu înțeleg că am dat click dreapta pe tine, dar totuși. Și pot să-mi pun inelul ăsta acolo. Equipable in the trinket. Ah, ok, deci l-am pus acolo inelul. Bine, nu mă fura, koboldule. Acolo, teoretic, fac trade-uri. Dar nu găsesc niciun mob prin apropiere. Ca să încerc un pic să testez asta. Uite, corabie în față. Lutez de acolo un Coast Armor Trim. Dar, da, aparent nu-i nimic ce să bat pe aici. Mă bag prin partea asta, așa, pe deasupra. Stai, topor. Gata, cu toporul pot sparge. Și ce zice? Mamă, am găsit încă un rubber de ăsta. Atât, am rezolvat. Globul pământesc, mă interesa. L-am și primit. Ok, dubioasă animația. Și este la spătine acolo. Niște săgeți cu poison, Doamne ajută. Și Iron Mace-ul ăsta de testat. În partea stângă și ia zi, prietene, cu harta. Mai am de mers în sud până mult, foarte mult. Dar ce vedem aici? Ui, un prison. Foarte multe prisonuri totuși. Asta mi se pare interesant, că primesc hărți pentru locații, pentru structuri la sute de blocuri, mă rog, mii de blocuri distanță. Și astea ce se aproape le găsesc imediat. Măcar acum știu că în direcția e un Badlands. Doar că nu știu dacă merită să mă duc până la Badlands-ul ăla. Ia uite acolo, un Iron Golem. Aoleu, și un iluzioner. Mă voi duce pe lângă ei atunci. Credeam că e Iron Golem și sat, ca să iau încă un Waystone, dar e mai jos satul. Bă, băieți, aveți ditai satul acolo. Hai că vreau și eu un Waystone. Știu că aveți Waystone acolo, că altfel n-ar fi așa de mare satul. Poate au chiar și o fierărie, de unde să mai iau un altă. Dar mă duc eu așa încet și trebuie să iau, uite, acolo e Waystone-ul. L-am ginit de la distanță și am plecat la distanță mai mare de aici. Dă-mi-l ăsta. Gata. Chiar dacă mă costă mai mult să mă plimb dintr-o parte în alta. Ăsta e Jimaloba. Bine. Chiar dacă mă costă un pic mai mult să mă plimb dintr-o parte în alta și ar fi mai optim să am unul în partea asta, unul mai încolo. Cred că dau direct 3 nivele și cam aia e. Așa că nu mai îmi bat capul să am tot așa la distanțe apropiate. Însă, în stânga, văd ceva acolo. Încă un sat? Mă, băieții, două sate, două waystone-uri. Hai la furat. La furat, nu stăm la discuții. Dar ce șmechere satele astea. Când avem, mă, și noi în Minecraft-ul vanilla asemenea sate? Uite, cu lanterne pe care să le furi. Frumos, domnule, frumos. Mai venim pe aici. Dar, până să mai viu, vreau waystone-uri. Cărbune, dă-le astea. Dă-l și pe ăsta. Aparent l-am ciordelit de pe undeva deja. Și băieți, unde aveți Waystone? Golemilor, ziceți-mi și mie, unde e Waystone-ul? Ia uite-l aici. Sau, asta e fierăria. Ei, am zis că fac eu o schemă și găsesc Waystone-ul, dar nu a fost să fie. Și vreau astea două pene. Ce voi face cu ele? Ei bine, îmi voi crafta un brush. Deci pentru asta le-am furat băieților penele. Dar, de aici, un pic mai în dreapta, un pic mai spre sud și ar trebui să ajung cândva la un Badlands. Încolo e vestul, nu? Da, încolo e vestul și în jos e sudul. Bine, mergem încetuc, tot în linie dreaptă de aici și voi ajunge până la urmă. Îmi iau patul, mai bag și un somn. Copacii ăștia îs de redwood. Voi avea nevoie probabil de redwood pe undeva la ceva construcții. În loc de mangrove, că ăla se adună groaznic de greu. Dar cu altă ocazie. Văd și ceva albine, deci avem un stup. Măcar prin stupuri pot ajunge foarte ușor în Bumble Zone. Sau mai bine zis, în dimensiunea albinelor. Văd acolo în dreapta ceva cu loot, acolo în partea stângă nimic interesant. Bine, tot drept. Și somn aici ca să nu mă prindă noaptea, că e dezastru cu toți zombii, cu toți creeperii, mai ales cu mobii din graveyard. Vin băieții aia puternici. Băieții aia puternici dezvoltați. Puternic dezvoltați. Ia uite ce mari fluturele, Minecraft style. Ai un fluture care e cât tine. Cum și albinele sunt cât tine.
și multe alte insecte, dar până una alta, cât mai am eu de mers în sudul ăsta? Deja am băgat pe puțin 2000 de blocuri și încă îi mai dăm. Iar eu harta n-am făcut-o pe Amplified sau Large Biomes, deci nu pot să înțeleg treaba asta, dar aia e, mergem încetoc. Și de acolo, de la apă, probabil direct pe ocean și sper că pe cealaltă parte a oceanului să găsesc acel Badlands Biome. Hai, prietene, încă un pic, știu că se poate. Teoretic pot să-mi las și eu lucruri pe aici. Așa, nu știu de unde am sugar cane-ul ăla, dar să fie primit. Și tot drept către sud ajungem undeva? Cândva, teoretic, ajungem undeva, dar nu știu unde și nu știu când. Ceva aici pe stânga? Ui, da, cred că acolo sus. Un delfin mai în față. Deci, până acum, cel puțin, pot spune că m-am plimbat destul de mult pe ocean și, în afară de meteoriți, n-am găsit niciun templu acvatic, nicio structură nouă, deci oceanele, aș putea spune că sunt destul de golașe. Însă, harta asta ce zice? Că tot în sud, probabil. După mai bine de 8000 de blocuri umblate înspre sud, am ajuns la un Badlands, însă nu-i cel de care am eu nevoie. Mai încolo, după ăsta, păi și eu m-am bucurat, am zis, mamă, Badlands înainte, dă-i că mai avem un pic. Badlands, ceva pădure tropicală. Aoleo, de ce atât de departe? Să-mi explice și mie cineva ce e atât de special la structurile astea de la 10.000 de blocuri distanță. Și Fortress-ul de străi, de ultima dată, cred că tot așa era, dacă am mers vreo 5.000 de blocuri și nu l-am găsit, înseamnă că e pe la vreo 10.000. Dar care e faza cu ele? Atât de jmecher să fie loot-ul? Văd acolo un sat de junglă și eu voi muri pe aici dacă mă mai plimb așa iurea. Măcar am dormit într-un pat în apropiere și sper că modul ăla de... Uleu, nu mă arunc încolo. Sper că am modul ăla șmecher. Hai să punem niște apă pe aici. Cum? Băi, stai, facem o schemă. Așa. Sper că am modul ăla care îmi face direct piatră de mormânt și atunci nu pierd itemele, că dacă le dropează ar fi mega nașpa. O căruță random pe aici și opa, îs aproape, îs foarte aproape. Stai așa că mă duc cu bărcuța. Hai. În sfârșit găsesc și eu ceea ce mă interesează. Și în partea aia e mega fain cum arată acel sătuc, dar nu e acum momentul pentru plimbatul prin sate. O iau direct pe aici, prin râul ăsta. Și acolo e Badlands. Mamă, dar sper că e un Badlands mare, nu unul din ăla de... Te ui... A, da, ia uite, dita mai Badlands-ul. Frumos, frumos. Sper că mai ies și alte chestii pe aici, că dacă am venit numai pentru outpostul ăsta, mă supăr. Și privim partea cea mai bună, într-un final pot testa acest maze pe care, acest buzdugan pe care îl car după mine de foarte mult timp. Și ia uite că în Minecraft-ul modat, încă o dată a fost ceva primul, adică avem buzdugan de foarte mult timp și într-un final l-au băgat în Minecraft-ul vanilla. Unde e? Un pic mai în față, ok. La fel și cu acei copăcei de sherry, sunt de foarte mult timp în Minecraft. Dar ce aici? Dark Iron Block. Și atât? Nimic? Ok, lasă-l acolo. Pentru o secundă aș fi crezut că acel Dark Iron Block e de fapt un bloc de netherite. Dar cam imposibil să găsești un bloc de netherite așa în mijlocul pustietății. Totuși, aoleu, am călcat într-un cactus. Totuși, chiar că e pustiu pe aici, opa, ce e acolo? Bă, băieții, ceva de arheologie? Ziceți, vă rog frumos, că aici pot să-mi pun un braș la muncă. Dar văd un cufăr acolo. Bun, dă-le astea. Deci, să înțeleg că e un sit arheologic ăsta, nu? Pot să-l iau ca pe un sit. Ce s-a astea? Stai că le-am mai văzut. Nu fugi de mine! Ăsta e un axolot? Bă, stai un pic. Ce cauți? Mă uit la el, dar nu-l prind. A, Liză, e șopârlă. Bine, atunci dacă e șopârlă, să fie sănătoasă. Nu știu, pe aici? Trebuie să dau cu brașul? Cred că da. Oricum aș aprecia să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii dacă asta e zona aia șmecheră prin care trebuie să vin eu. Cu măturica. Vreun cufăr? Ceva?
poate pe acolo mai găsesc unul. Am aici puțin noroc. Cred că da, da, uite-l în partea aia. Și un saddle, Doamne ajută, cam atât ar fi. Asparagus seed, apare nu mă ajută. Și acum, a, uite, ba da, mă ajută asparagus seed. Cum ies de aici? Asta e. Opa, opa, ia uite, văd nisipul ăsta. Deci pe ăsta trebuie să-l mătur. Fiți atenți că am o schemă. N-am cupru la mine, pe bune, că l-am lăsat la bază. Da, l-am lăsat la bază. Pene și nu m-aș teleporta de două ori. Chiar nu m-aș teleporta de două ori. Cupru, băieții, aveți pe aici cupru? Nu cred. Deci fix acum nu s-a aproape de cupru când am nevoie de el. Dar nu plec aiurea. Îmi voi lăsa aici un waypoint, da? I, ad și sit arheologic. Gata. Mergem pe yellow, așa, că n-am nimic galben. N-am niciun waypoint din ăla șmecher. Și îmi place că eu sunt combat, deși nu-s, îs și nu-s. Dar mergem spre vest puțin și imediat ar trebui să ajung în acea zonă șmecheră. Deci, hai, încă un pic, încă un pic și ajungem, sau nu? Nu știu, am dat de Badlands, am dat de deșert, am găsit sit arheologic. Mă bucură treaba asta cu situ. Data viitoare dăm cu măturicea. Dar nu mă bucură faptul că n-am găsit încă outpostul ăsta. Și sper că e ceva la suprafață, de fapt fiind un Nixan de minat. Euliu, euliu, ceva în stânga. Ceva în stânga acolo. Un templu ceva. Ok, hai încet încet spre el. Și mai văd ceva piatră. Deci găsesc orice altceva, numai ce am pornit eu să caut, nu. Și acolo văd că mă și bat cu niște băieți, cel puțin fiind cu mov. Ar trebui să ne luăm la bătaie. Mamă! Mamă, ia uite, și ăsta nu-i ceea ce căutam eu, dar cred că e plin de scheleți. Deci, pe hartă frumos, adăugăm aici. Templu gigantic. Atât, o să-i luăm la bătaie pe ăștia. Intrare avem undeva pe acolo, pe sus probabil intrarea. Sau trebuie să caut un pic pentru a vedea că intrarea e pe undeva pe sub pământ. Nici eu nu-mi dau seama exact. Dar vom ajunge și în partea aia. Momentan, tot înainte, până îmi deschide harta. În teorie ar trebui să fiu aproape. În practic am băgat 1000 de blocuri de când o zis ăștia că sunt aproape și absolut nimic. Iar pe dreapta, opa, cazinou. Însă nu mă pot duce prea repede la cazinoul ăla. Teoretic cazino se numește zona, dacă nu mă înșeală memoria. Și care e faza cu zona aia? Sunt mulți mobi puternici. Nu mai știu dacă loot-ul e pe măsura lor, dar mobii clar îs ce trebuie. Și acum mai în față puțin ar trebui să ajung în locul în care trebuie să sap. Nu îmi zice că am mai găsit și un woodland mansion, că da, îi ceva acolo. Nu neapărat mansion, dar au ei ceva. Ia uite. Deci le-am găsit toate. Ok, interesant. Le-am găsit pe toate exact aici. Badlands Miner Outpost. Ăsta e? Ăsta e outpostul? Deci sunt la bătaie cu băieții. Bine, băieți, am să mă retrag un pic, că astăzi a fost o zi foarte lungă. Ia uite, o căsuță acolo unde să stau și eu. Nu mai, bă, lasă-mă, fii atent. Hai că testez pe tine ăsta și după aia mă duc. Cât îi dau? 6,6. Cu ăsta 4,5. Deci clar, buzduganul face treabă bună. O să-l păstrez. Și acolo e o căsuță unde aș putea liniștit să dorm în noaptea asta, că deja apune soarele, iar dis de dimineață să explorez totul de pe aici, dita mai templu, un outpost imens. Ia uite câte căsuțe îs, dar eu mă voi stabili în asta. Nu de alta, dar e mai retrasă, nu mă bat cu toată lumea, pot sta și eu liniștit. Gata, am ajuns înăuntru, ia uite-l, o grămadă de cărbune, de fier, de aur, deci am făcut un lucru bun că am venit aici. Pot fura și niște blast furnace-uri. Numai că trebuie să-mi pun propriul pat. Gata, mi-am pus patul, umplu și eu aici, rezolvat, și la somn cu mine că de dimineață am debătut o tonă de pillageri.